Pe 22 iunie 2012, un bărbat a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra. La prima vedere, nimic nu ar fi fost neobișnuit cu acest portret, însă timp de 7 ani, acel bărbat nu a mai părăsit ambasada, fiind căutat de autoritățile a două țări diferite. Aceasta e povestea lui Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks. Practicând ceea ce el a numit jurnalism științific, Assange, prin WikiLeaks, a eliberat mii de documente interne sau clasificate atât de entități guvernamentale cât și corporative. Totuși, haideți să ne uităm la întreaga viață a acestei personalități controversate și să înțelegem motivul pentru care a ales să trăiască timp de 7 ani într-o ambasadă. Crearea WikiLeaks. Julian Assange s-a născut pe 3 iulie 1971 în Townsville, Queensland, Australia. A avut o copilărie neobișnuită deoarece părinții săi călătoreau foarte mult, ceea ce înseamnă că nu a avut niciodată o casă stabilă în primii săi ani. A ajuns să frecventeze aproximativ 37 de școli diferite și a fost frecvent educat la domiciliu. La 16 ani a primit cadou primul său calculator, moment în care și-a descoperit atât pasiunea, dar și talentul neobișnuit. Folosind porecla de Mendax, a reușit să se infiltreze într-un număr mare și impresionant de sisteme securizate, inclusiv celor ale unor agenții de top, precum NASA sau Pentagon. Cu toate astea, spargerea sa din 91 a companiei de telecomunicații Nortel l-a pus în vizorul legii, iar autoritățile australiene i-au adus 31 de acuzații de infracțiuni cibernetice, Assange pledând vinovat pentru majoritatea dintre ele. Cu toate acestea, în loc de a fi arestat, a primit ca pedeapsă o mică amendă, judecătorul declarând că acțiunile sale au fost determinate de curiozitate, nu de intenții rele. În următorul deceniu a călătorit, a lucrat ca dezvoltator software și a studiat matematica la Universitatea din Melbourne, deși s-a retras înainte de a-și obține diploma. A susținut ulterior că a părăsit universitatea din motive morale, deoarece era opus față de studenții care lucrau la proiecte computerizate pentru armată. În 2006, Assange a început să lucreze la WikiLeaks, un site web destinat să colecteze și să distribuie informații confidențiale la o scară internațională. Prima sa publicație postată pe site-ul web WikiLeaks a fost în decembrie 2006 un mesaj al unui lider rebel somalez care încuraja asasinarea oficialilor guvernamentali. Autenticitatea documentului nu a fost niciodată verificată, însă WikiLeaks și-a creat rapid un renume sau mai degrabă notorietate. În 2007, WikiLeaks a fost interzis în Suedia din cauza legilor stricte de anonimitate ale țării, iar mai târziu în același an, site-ul a lansat un manual militar american care a furnizat informații detaliate despre centru de detenție de la Guantanamo, Cuba. WikiLeaks a distribuit de asemenea e-mail-uri de la candidata la vicepreședinție Sarah Palin, pe care le-a primit de la o sursă anonimă în septembrie 2008. WikiLeaks a mai publicat și o listă secretă de membri ai Partidului Național Britanic, documente interne ale Bisericii Scientologice și e-mail-uri private de la Unitatea de Cercetare Climatică a Universității din Anglia de Est. Problemele legale ale lui Assange. Rapid au fost probleme bazate pe etica și pe legalitatea operațiunilor site-ului WikiLeaks. În 2010, au fost postate aproape jumătate de milion de documente obținute de la analistul de informații al armatei americane, Bradley Manning. Documente legate de războaiele SUA din Irak și Afganistan, o mare parte din informații deja intraseră în domeniul public, administrația prezidențială lui Barack Obama criticând scurgerile de informații ca fiind o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite, deși nu a urmărit legal situația. În luna noiembrie a acelui an, WikiLeaks a început să publice aproximativ 250.000 de telegrame diplomatice confidențiale americane. Documentele datau în cea mai mare parte din 2007 până în 2010, dar câteva datau încă din 1966. Printre subiecte s-a numărat și efortul ascuns al Americii de a izola politic și economic Iranul, un răspuns la programul de dezvoltare a armelor nucleare înființat de țară. Reacția guvernelor din întreaga lume a fost rapidă, mulți condamnând publicația, unii politicieni americani chiar declarând că Assange e un terorist și că ar trebui să fie tratat ca unul. Cu toate astea, el s-a confruntat și cu alte probleme afară activităților sale online. În 2010 a fost investigat de poliția suedeză în legătură cu acuzații de agresiune sexuală, al doilea mandat de arestare emis pe numele său, deoarece primul a fost respins din cauza lipselor de probe. În acel moment locuia în Marea Britanie, motiv pentru care autoritățile suedeze au emis un mandat de extrădare care le-ar permite să-l aducă în fața unui tribunal suedez. A fost arestat la Londra în decembrie 2010 fără posibilitatea eliberării pe cauțiune în așteptarea extrădării. În cele din urmă, avocații săi au reușit să-i obțină eliberare
eliberarea pe cauțiune, însă în 2011 judecătorii britanici au decis că extrădarea trebuie să continue. După ce a fost eliberat pe cauțiune, el a primit ordin să rămână în Marea Britanie și să aștepte rezultatul mandatului. În același an, a primit medalia de aur a Fundației pentru Pace din Sydney pentru curajul său excepțional în urmărirea drepturilor omului. O astfel de onoare a mai fost acordată în trecut unor personalități precum Nelson Mandela și Dalai Lama. Între timp, Assange a rămas în arest la domiciliu pe proprietatea unui susținător WikiLeaks din zona rurală Norfolk. Assange caută refugiu în ambasadă. În ciuda acuzațiilor grave, el a declarat întotdeauna că toată situația e de fapt un complot al Statelor Unite pentru a-l aduce din Suedia în America, unde putea fi pedepsit pentru scurgerea documentelor militare. În iunie 2012 a căutat un refugiu în ambasada Ecuadorului după ce recursul său a fost respins de Curtea de Apel. A cerut azil pe motiv că extrădarea în Suedia ar putea duce la o eventuală urmărire penală în Statele Unite, un proces motivat politic și care i-ar putea aduce condamnare la moarte. Astfel, el a intrat în ambasadă în iunie 2012, unde a rămas închis în timp ce oficialii britanici și ecuadorieni au încercat să rezolve această problemă. Cu toate astea, asta nu însemna că activitatea sa se sfârșise. În iunie 2013 a fondat un partid care avea să candideze pentru un loc în Senatul australian, având mai puțin de 1% din votul național și nereușind să câștige niciun loc în Senat. În august 2015, procurorii suedezi au renunțat la ancheta cu privire la 3 dintre acuzațiile împotriva lui Assange, deoarece nu au putut să-l interogheze înainte de expirarea unui termen de prescripție de 5 ani. Însă acuzația mai gravă de viol avea să expire în 2020, așa că el a rămas sub azil politic. În februarie 2016, o comisie a Națiunilor Unite a stabilit că Assange a fost reținut în mod arbitrar și a recomandat eliberarea și compensarea sa pentru privarea de libertate, însă atât guvernul suedez cât și cel britanic au respins aceste constatări și au reiterat că atunci când Assange părăsește ambasada, va fi arestat. În 2016 a fost implicat și în cursa prezidențială a Statelor Unite, când WikiLeaks a publicat peste 1200 de e-mail-uri ale lui Hillary Clinton de pe vremea ei ca secretar de stat. Mai târziu, în acea lună, WikiLeaks a lansat mai multe e-mail-uri din partea Comitetului Național Democrat care indicau un efort de a submina principalul adversar al lui Clinton, Bernie Sanders. În ajunul alegerilor, Assange a declarat că nu are nicio dorință personală de a influența rezultatul alegerilor, menționând că nu a publicat documente din campania lui Trump, deoarece nu a primit niciodată astfel de documente. De asemenea, numeroși experți independenți în securitate cibernetică și agenții din Statele Unite au confirmat că informațiile au fost obținute de hackeri asociați cu agențiile ruse de informații, însă în ciuda acestor dovezi, Assange a negat că informațiile sale ar fi provenit din Rusia. În ianuarie 2017, un raport desecretizat al serviciilor secrete americane a declarat că Assange și WikiLeaks au fost părți cheie ale unei campanii sofisticate orchestrate de Rusia împotriva Statelor Unite. Asta nu înseamnă neapărat că Assange a mințit în legătură cu proveniența documentelor, ci este la fel de posibil chiar să nu fi știut sursa lor înainte de publicare. Pe de altă parte, un an mai târziu, WikiLeaks a publicat mai multe documente clasificate ale CIA-ului în care erau descrise mai multe modalități de spionaj cibernetic practic, făcând resursele agenției inutile odată ce toată lumea era conștientă de ele. Atunci, aproape peste noapte, președintele Trump a trecut de la a lăuda WikiLeaks la a declara că nu știe nimic de această organizație. În același timp, tot administrația lui Trump avea să îl urmărească penal pe Assange, activitate continuată de prezenta administrație a lui Biden. Arestul lui Assange. Pe 11 aprilie 2019, Ecuador și-a retras oferta de azil a lui Assange, iar după ce a obținut un acord scris de la guvernul britanic conform căruia Assange nu va fi extrădat într-o țară în care ar putea fi supus torturii sau pedepsei cu moartea, președintele ecuadorian, Lenin Moreno, a permis poliției britanice să intre în ambasadă și să-l aresteze pe Assange. La 1 mai a fost condamnat la 50 de săptămâni de închisoare pentru încălcarea termenilor cauțiunii, însă acuzații mai severe au sosit din partea Statelor Unite pe 23 mai, acuzându-l de încălcarea actului de spionaj. Potrivit autorităților, el a fost implicat într-o conspirație alături de fostul analist al armatei, Chelsea Manning, în urma căruia a obținut informații clasificate. În momentul de față, el servește o sentință de 5 ani de închisoare, deși guvernul american își dorește să îl extradeze pentru a urmări acuzații mai grave. Problema este că actul de spionaj a fost creat aproape exclusiv pentru a pedepsi angajații guvernamentali, în timp ce Assange nu a lucrat niciodată pentru SUA, ci doar a publicat informațiile primite de la Manning. Cazul lui Julian Assange este extrem de complex, așa că luarea unei decizii e foarte dificilă.
În momentul de față, un judecător britanic a declarat că extrădarea lui în Statele Unite e perfect legală, însă cel mai probabil decizia va fi contestată, așa că putem spune că povestea încă nu este aproape de final. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!